Așa cum se obișnuiește de ani buni, pe 15 septembrie este ziua în care școlile își deschid porțile pentru elevii pe care îi așteaptă un nou an în care vor învăța și acumula noi experiențe. La festivitățile de deschidere a școlilor din județul Neamț a fost plin de părinți mândri de copiilor care obțin an de an performanțe inegalabile, dar și de micuți curioși și emoționați care urmează să intre în clasa pregătitoare. Prima zi de școală a fost una plină de emoții pentru părinții, elevii, dar și pentru cadrele didactice de la Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț. Sărbătoarea a fost deschisă de slujba Tedeumului. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tinere ești și pe toate împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășuiești într noi și ne curățește pe noi de toată întregăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfânt, Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce prin noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Pentru unitatea aceasta de învățământ și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu învață și lucrează întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casă primită asupra elevilor acestora, Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le deschide mintea și cugetul și să le lumineze inima lor spre primirea învățăturilor celor bune, Domnului să ne rugăm. Început de an școlar, cum vă simțiți? Extrem de emoționată, pentru că de această unitate de învățământ sunt foarte multe lucruri care mă leagă. Trăiesc de 40 de ani într-un diptic, pe de o parte absolventă a Colegiului Național Petru Rareș și pe de altă parte profesor aici. Sigur că sunt niște emoții greu de exprimat în cuvinte. Spuneam și la deschiderea oficială că în urmă cu 40 de ani am pășit pentru prima dată pragul acestui colegiu de prestigiu și am fost extrem, extrem de emoționată și de încântată că astăzi să fie alături de mine și fostul director de atunci al Colegiului Național Petru Rareș, domnul profesor Mihai Emilian Mancaș, față de care am o infatigabilă admirație, ca și de față de ceilalți profesori care au slujit și slujesc această școală. Cu ce gânduri începeți acest an școlar și ce le urați elevilor?
Sigur că ceea ce urez elevilor acestui colegiu este ca și cum aș ura copiilor, propriilor copii. În primul rând, sănătate, putere de muncă, echilibru în tot ceea ce fac, echilibru între eficiență, dedicație, realizare și, fără îndoială, să nu uite că sunt foarte tineri, că este momentul să se bucure de anii pe care i-au, dar este o perioadă din viață, așa numită perioada acumulărilor, pe care, fără îndoială, trebuie să o dedice școlii. Noi, profesorii, vom fi alături de ei, pentru că știți foarte bine, colegii mei de la Colegiul Național Petru Rareș sunt oameni extrem de dedicați, cu o foarte mare pasiune pentru ceea ce înseamnă meseria de profesor. Sunt oameni care au performat în diverse domenii de activitate, foarte mulți dintre domnii lor au titlul de doctor în specialitatea pe care o predau și iată că nu aș mai putea adăuga la ceea ce am spus decât faptul că anul acesta acest colegiu va împlini 145 de ani, că este, dacă vreți, o familie, o familie care dăinuie de 145 de ani la Petru Rareș, pentru că fiecare dintre noi a preluat de la generațiile anterioare de profesori și încercăm să păstrăm acest spirit al acestui colegiu extraordinar. Dintre oficialități prezenți la festivitățile de începere a școlii la Colegiul Național Petru Rareș au fost prefectul județului Neamț Vlad Angheluță și viceprimarul orașului Dragoș Chitic. Plin de emoții, au ținut să ureze atât elevilor cât și cadrelor didactice un an nou plin de reușite. Orice adult care vine la un început de an școlar cu siguranță are emoții. Am ținut neapărat să fiu prezent la Colegiul Național Petru Rareș, o unitate etalonă a învățământului nemțean. S-au distins atâția ani la rând prin bune rezultate, constituie un model de bune practici. Sunt elevi mai norocoși, cu toate că noi, ca și Guvernul României, încercăm și cu siguranță, de la an la an, suntem mai buni în a acorda șanse egale tuturor elevilor în procesul de învățământ. Standardele de aici sunt un pic mai ridicate, îi obligă pe elevi, îi obligă pe dascăli să performeze în continuare la cote înalte. Eu am fost onorat de invitația care mi s-a făcut. Am observat că cei tineri sunt foarte nerăbdători să intre în sălile de curs. Le doresc din toată inima un început de an școlar cu mult succes, cu putere de muncă și să ne încânte pe parcursul anului cu noi și noi și mai bune rezultate. Începutul unui nou an școlar și vreau să adresez din partea municipalității Petrene, cât și din partea mea personal, urări de bine la început de drum tuturor elevilor, tuturor cadrelor didactice, tuturor părinților, să aibă un an bun și să conștientizeze faptul că dacă ai carte, ai parte. Zeci de elevi au așteptat cu nerăbdare să pășească din nou în sălile de curs. În această zi specială, chiar și foști elevi ai colegiului au ținut să fie prezenți pentru a retrăi emoțiile primei zile de școală. În ce clasă ești? A șaptea. Cu ce gânduri ai venit astăzi aici? Ești emoționat? Da, sunt emoționat. Ce-ți place cel mai mult? Ce obiect abia aștept să înveți? Matematica. Adică învăț mai multe lucruri despre... Pentru că ai adus și flori, pentru cine ai adus flori? Pentru doamna de gintă. Gânduri bune și cu multe emoții. Ce clasă ești? A noua D. Ce ai făcut în vacanță? Cum a fost? Abia ai așteptat să-ți reîntâlnești colegii? Da, așa și așa. A fost vacanță destul de bună, dar prea scurtă. Ce ai de gând să faci în acest an școlar? Ce premiu vrei să iei? Nu știu, sper să iau premiul tâi, cu toate că am multe emoții, dar o să învăț. Am venit în vizită să văd profesorii, sunt student la drept în anul 2, am făcut 8 ani de rare și mă întorc mereu cu plăcere la această școală. Ai făcut aici 4 ani de liceu, nu? Am făcut 4 ani de liceu și 4 ani gimnaziu, deci din clasa 5-a până în clasa 12-a. Ți-a rămas așa la inimă de te întorci în fiecare an? Meu de suflet și mă întorc în fiecare an, mai țin legătura cu profesori, colegi mai mici. Da. Cum ți se par copiii de azi față de atunci când erai tu? Tot cam la fel, nu e diferență foarte mare de generații, am 2 ani în plus.
Nu știu, sper să implici mai mult și în activitățile extrașcolare, că nu numai cartea propriu-zisă e importantă, să dezvolte ei pe partea socială și educativă. Restul, na, e ok. Emoționați și înfrigurați. Da. Prima zi mai răcoroasă, dar o să înceapă bine. După încheierea festivității de deschidere a anului școlar, elevii însoțiți de părinți au pătruns în sălile de curs, nerăbdători să povestească împreună cu colegii sau să-și cunoască viitorii profesori. Emoții și flori multe la școala gimnazială numărul 2 din Piatra Neamț. La întâlnirea de peste vacanță s-au ținut discursuri, s-au împărțit flori, elevii s-au strâns în careu, iar părinții au privit emoționați de pe margine. Curtea școlii s-a umplut de ghiozdane colorate, flori și chiuete. De la festivitatea de deschidere a anului școlar nu a lipsit intonarea imnului de stat și tradiționala slujbă. Noi v-am așteptat cu toată dragostea, ne-am dat toată osteneala să pregătim sălile de clasă să fie cele mai frumoase pentru cei mai frumoși, cei mai cuminți și cei mai deștepți școlari ai acestei școli. Bine ați revenit! Și bine ați venit școlarilor celor mai mici! Avem onoarea să avem în rândul nostru pe doamna viceprimar Aurelia Simionică și din partea inspectoratului școlar, domnul inspector Ioan Bălan. O rog pe doamna Aurelia Simionică să ne adreseze câteva gânduri de început de an școlar. Bună dimineața! Am din nou senzația că ar trebui să facem o propunere către Parlamentul României să se înscrie în calendarul zilelor festive și 15 septembrie. Pentru că trebuie să recunoaștem, avem, nu avem copii pe băncile școlilor, noi toți românii percepem acest 15 septembrie ca o mare sărbătoare, ca o mare festivitate și ca un mare început. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, rumoarea vocilor celor mici este absolut nemaipomenită, plină de energie și sper să și-o păstreze tot anul școlar. Este adevărat că toamna se numără bobocii. Eu îmi fac o autoinvitație și pentru momentul când se termină anul școlar, când vom număra notele bune și premiile. Ce se poate spune într-o astfel de zi? Mă bucur că ea este importantă în continuare pentru toți românii, mă bucur că sunt atât de mulți părinți și bunici, frați mai mari și frați mai mici. Mă bucur de asemenea că există acest soare călduț care sunt convinsă că va da elanul pentru un an școlar plin de roade. Le doresc cadrelor didactice, performanță în acest an și sănătate. Le doresc părinților multă răbdare și multă putere, iar celor mici, dincolo de note bune, de performanță, de un viitor pe care cărămidă cu cărămidă încep să-l construiască și la acest 15 septembrie, le doresc să-și păstreze inocența, să-și păstreze elanul, să-și păstreze energia despre care vă spuneam și să fie sănătos, să aducă multe bucurii părinților, familiilor și cadrelor didactice cu care încep astăzi un nou an școlar. Să fie un an de nota 10 pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Cei mai emoționați au fost însă bobocii din clasele 1 și pregătitoare, pentru care totul a fost nou și special. Păi scrisă de Grigore Vieru. Iar de toamnă zile calde, frunza ruginie cade, frumusei cei mici se spală și se duc cu minți la școală. Mama în ghiozdan le pune câte două mere bune, creioane, cărți, caiete și le dă în mâini buchete. Viceprimarul Aurelia Simionică a participat la deschiderea noului an școlar și la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu din Piatra Neamț.
Ceea ce vreau să vă spun eu, dragi elevi, este că nu nimic nou sub soare. Toți adulții care vă înconjoară au trecut prin aceleași lucruri, au putere de înțelegere, au răbdare, eu le doresc și sănătate, iar vouă vă doresc în primul rând să vă găsiți cât mai repede drumul pe care veți porni după ce veți termina liceul. Este o perioadă de schimbări nu doar din punctul de vedere al vârstei pe care o parcurgeți, o perioadă de schimbări și în societate și în țara noastră și la nivel mondial. Fiecare are un loc sub soare, dar vreau să vă spun, în dulcea tradiție românească, să nu uitați, cine are carte, are parte. Încercați să priviți în perspectivă, încercați să vă găsiți identitatea cât mai repede, încercați să vă asigurați zile cu soare, așa dulci cum avem astăzi la deschiderea anului școlar, pentru existența voastră viitoare. Le doresc părinților să fie sănătoși, să aibă multă înțelegere și multă răbdare, cadrelor didactice le doresc performanțe cu elevii pe care îi păstoresc în acest an, iar pentru toți elevii liceului doresc în primul rând performanță școlară. Este loc pentru toate celelalte capitole din viața voastră, vă doresc să treceți cu bine prin ele, dar mai ales când veți păși dincolo de poarta liceului, să rămâneți cu amintiri frumoase, cu realizări și mai ales cu un drum lin și drept în viața care vă va aștepta ca adult. Să dea Dumnezeu să aveți un an școlar bun, un an școlar cu excelență. Vă mulțumesc! Încă o dată să mulțumim cu aplauze, dar acum multe aplauze, doamne viceprimar, pentru tot ce a făcut în vara aceasta pentru Catiano. Fiecare dintre cei care suntem astăzi aici, suntem actuali elevi sau foști elevi ai unei școli. Așa încât sunt convinsă că avem cu toții o emoție aparte pentru momentul începerii anului școlar. Pentru mine această emoție este cu atât mai mare cu cât încep anul școlar alături de colegii mei și de elevii mei de la liceul ce poartă numele lui Gheorghe Cartianu. Este un liceu care reprezintă un reper pentru învățământul nemțean în general și mai ales este un standard pentru învățământul tehnic. Se bucură de această recunoaștere în comunitate datorită istoriei pe care o are în spate, dar mai ales pentru ceea ce oferă el astăzi. Și mă refer la programe educaționale, la dotări, spații și la oamenii școlii. De aceea am un îndemn pentru elevii de aici. Fiți mândri de școala voastră, aveți acest prilej cu fiecare început de an școlar, când o regăsiți așa cum arată ea astăzi, iată, cu schimbări și îmbunătățiri. Colegilor mei, cadrele didactice, vreau să le spun că, oricât ar fi de greu, trebuie să ne amintim mereu ce profesie minunată avem și să ne gândim că în spatele fiecărui om, bogat sau sărac, împlinit sau nu, stă un dascăl. De aceea, ce vă doresc în acest an școlar este să găsiți puterea de a vă pune în valoare acele calități deosebite pe care le aveți și datorită cărora sunteți astăzi aici. Tuturor, elevi, părinți și profesori, vă doresc un an plin de succes, în care așteptările să vi se împlinească și chiar să fie depășite. Nerăbdător la finalul festivității, elevii alături de profesori au pășit în sălile de curs. Noi le urăm un an nou plin de realizări. Școala Generală numărul 3 din Piatra Neamț și-a primit astăzi elevii în clase și bănci odată cu deschiderea noului an școlar. Înainte de a se întâlni cu educatorii, diriginții sau profesorii, elevii școlii numărul 3 din Piatra Neamț au participat la deschiderea oficială, unde s-a intonat imnul României și s-a păstrat un moment de reculegere în memoria fostului director și profesor de matematică al instituției, Viorel Mihuț, care a decedat în această vară.
Micii școlari, dar și elevii din clasele mai mari au fost întâmpinați cu un bun venit din partea directoarei Anișoara Uniciuc. Începem astăzi cu mari emoții și speranțe un nou an școlar. Urez bun venit tuturor la școală și în special boboceilor din clasele pregătitoare, care au venit cu mare drag și cu sufletul mare pentru a începe o treaptă a lor, o treaptă a vieții lor. Dragi elevi, școala este locul unde acumulați cunoștințe, unde se dezvoltă priceperile, deprinderile, se formează caractere, acolo unde vă formați ca oameni. Cu toții am venit la școală bucuroși să ne revedem după o vacanță de 3 luni. Una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ din județ, Școala Generală numărul 3 din Piatra Neamț, are în acest an 1340 de elevi, 96 de educatori, învățători și profesori, dintre care 78 au cadru didactic numărul 1. Elevii au nevoie de modele și modelele suntem noi, profesorii și dumneavoastră părinții. Avem menirea și datoria supremă să-i modelăm, ca să-i transformăm în modelele ce noi le suntem. Pentru asta nu ne trebuie decât iubire, în primul rând, înțelegere și foarte multă răbdare. Și oficialitățile locale au fost prezente la marele eveniment al deschiderii anului școlar de la școala numărul 3, printre care vicepreședintele Consiliului Județean Emilia Arcan și consilierul local Valeriu Andrița. Școala reprezintă pentru dumneavoastră, pentru voi, dragi elevi, principala sursă de educare, de formare profesională, este locul unde vă puneți bazele cunoașterii, dar toate acestea cu muncă, cu seriozitate, cu perseverență, cu disciplină, veți putea deveni oameni bine pregătiți, oameni de valoare a acestei societăți. Încredințez pe cei mici, părinții, corpul profesoral, că vom fi în permanent alături de dânsii, vom face de așa fel ca să ne bucurăm alături de dânsii și dânsii alături de noi de rezultatele pe care le vom obține. Și, bineînțeles, le vom obține cu ajutorul părinților, ajutorul școlii și al Consiliului Municipal. Și Poliția Municipiului Piatra Neamț a participat la deschiderea anului școlar, care i-a asigurat pe cei mici că își vor desfășura activitatea școlară în cele mai bune condiții. Poliția Română transmite toate gândurile bune și urările de succes tuturor celor care astăzi încep un nou an școlar, elevi, profesori, dar și părinți. În această zi suntem alături de dumneavoastră în dublă calitate de polițiști, dar și de părinți, pentru a vă asigura de sprijinul nostru în anul nou școlar care tocmai a început. După festivitatea de deschidere, cei mai mici dintre elevi, însoțiți de părinți și profesori, au pășit pentru prima dată într-o clasă de cursuri. Și elevii din clasele mai mari au așteptat începerea anului școlar, deși unii ar fi vrut să mai stea în vacanță. Cum a fost vacanța? Frumoasă! Ce știi despre clasa a doua? Cum va fi? Știu că o să dau foarte multe examene. Care e materia ta preferată? Matematica. Îți place și în afară de matematică, ce-ți mai place? Sportul. Pe tine cum te cheamă? Darius. Darius? Tot într-a doua? Da. Cum a fost în vacanță, Darius? Super! Îți pare rău că a început școala? Da. De ce? Te revezi cu foștii colegi? Nu, dar fiindcă e plictisitor la școală. De ce e plictisitor? Nu-ți place să înveți? Nu, nu-mi place deloc, mă plictisesc. Îți place niciun obiect? Nu-mi place. Nici măcar sportul? Bă, ăla-mi place. Pe tine cum te cheamă? Adelina. Adelina, în clasa a doua? Da. Ai emoții acum la început de an? Bine. De ce ai emoții? Deci am emoții mai mult la matematică și la română. Ce știi despre clasa a șaptea? Cum crezi că va fi? Păi, ușoară, pot să spun, și continuare sper să fie cât mai bine. Materiile preferate? Desenul și sportul. Șaptea B, ce știi despre clasa a șaptea? Suntem cei mai inteligenți și mai frumoși. Materiile preferate? Sportul. A fost, să zic, ai așteptat cu interes începerea școlii? Da. Succes! Mulțumesc! Tu cum te numești? Maria. Maria, cum? Tot într-a șaptea? Da. Ce așteptări ai de la clasa a șaptea? Cel mai bun an să fie. A șasea a fost grea sau ușoară? Așa. Îți pare bine că a început școala sau mai vrea vacanță? Îmi pare
bine, pentru că totul are un început. Cum a fost deschiderea? Frumoasă, foarte frumoasă. Civilizată, foarte, foarte frumoasă. Băiați o fetiță la școală? Fetiță, fetiță. Ce ați vorbit cu ea, aștepta cu interes să înceapă școală? Da, da, foarte, foarte mare interes. Da. Era emoționat, abia aștepta. Ce înseamnă și, să zic așa, în cadrul unei familii, în momentul în care un copil începe școală? Un nou pas. Un nou pas, mai multă responsabilitate. De ce ați ales școala? Datorită rezultatelor. Datorită rezultatelor și tradiției. Elevii au fost fericiți să-și revadă colegii și profesorii preferați după o lungă pauză. Odată ce s-au reîntâlnit, au stat să-și povestească experiențele din vacanță.